Viața unui nevăzător din Pașcani a fost schimbată radical după ce a primit-o pe Maia, un labrador retriever care a învățat să se comporte în așa fel încât să vină în sprijinul persoanelor cu deficiențe grave de vedere. Petrică Iordache susține că are o relație specială cu patrupedul, fără de care viața lui ar fi mult mai complicată. Suferam foarte mult că nu reușeam să ajung să-mi rezolv problemele pentru că nu aveam cu cine și mă rugam de unii și de alții și mă refuzau. Iar asta face Maia acum. M-a scăpat de această corvoadă și sunt fericit pentru că mă pot deplasa cu ea în mod necondiționat. Petrica era între primii nevăzători care ne-au contactat pentru a accesa la un câine ghid. În mod normal, nevăzătorii, când vor un câine, noi trecem pe o listă de așteptare și acel beneficiar care considerăm noi că are mai mare nevoie de acest câine primește cel mai repede. Ca Petrică mai sunt alte zeci de persoane înscrise pe lista de așteptare pentru un câine ghid, însă ONG-ul nu dispune de fonduri pentru continuarea proiectului, motiv pentru care aceste persoane vor trebui să aștepte un sponsor care să fie dispus să investească aproape 8.000 de euro în pregătirea câinelui ghid. Săptămânal mă sună cineva care dorește un nou cățel. Avem câini în formare, dar din păcate puțin, pentru că nu avem fonduri pentru a continua. Și numărul beneficiarilor este mai mare decât câinilor în pregătire. Ne confruntăm cu această problemă și continuarea este cu semnul întrebării, pentru că pe bază de voluntariat noi putem forma mai departe câțiva câini, dar e prea puțin și doar pe bază de voluntariat eu cred că nu se poate susține pe viitor. Scopul unui câine ghid este de a crește mobilitatea și independența persoanelor cu deficiență de vedere și totodată asigure și securitatea lor. Câinii ghizi învață mai întâi să-și schimbe comportamentul de îndată ce li se pune pe spate hamul. Este învățat că atunci când are hamul pe el, este la locul său de muncă. De îndată ce îi se îndepărtează hamul, acesta se poate comporta la fel ca orice alt câine.